aur, urcări în sondaje, dar și căderi nervoase. George Simion ia de gât un ministru și se mai mulțărește în Parlament. Călin Georgescu, feblețea lui Simion, se încurcă în platitudine, la emisiuni TV. Lui Claudiu Târziu îi e rușine cu Georgescu. Falia de la vârful aur este evidentă. Manierele de mar de Iași, nostalgia legionară și relativizarea Holocaustului încep să coste. Regulamentul Parlamentului se schimbă, iar pentru George Simion și Călin Georgescu, dosarele penale se deschid ca o cutie a Pandorei. Au intrat în România primele trupe americane și tehnica aferentă, iar ministrul de interne asigură că au fost pregătite taberele pentru eventualii refugiați din Ucraina. SUA s-au angajat să sprijine România în contextul efectelor unei invazii, inclusiv pe partea energetică și de refugiați. Secretarul General NATO a venit în România. Eurobarometru. Românii consideră că au beneficiat de pe urma aderării la UE și sunt optimiști cu privire la viitorul acesteia. Iar 64% cred că Rusia va ataca Ucraina, iar NATO și UE trebuie să o apere. Ambasadorul Rusiei și-a transmis mesajele. Luați-vă adio de la tezaur, Moscova nu va inspecta de veselu, în regiune suveranitatea trebuie să fie doar cu voie de la Kremlin. A fost convocat la mai. Armia maia, la strage, bănuieli validate. IPS Teodosie a făcut mătănii în public la picioarele lui Putin. După atâtea servicii făcute propagandei ruse, sub diverse pretexte nevinovate, în sfârșit s-a autodenunțat. Reacția BOR, Teodosie se pronunță sui generis. Tăcean Cioloș a demisionat de la șefia USR. Temperatura din partid, deja ridicată, a mai crescut puțin. Avertizând BNR, inflația va crește puternic în T2, la două cifre. A apărut noul calendar al vacanțelor propus de Ministerul Educației.